Miercuri 2 septembrie, pe DN1H, în orașul Jibou, un bărbat de 58 de ani din municipiul Zalău, în timp ce conducea auto utilitară care era tractată de o semiremorcă pe direcția Jibou-Zalău, a intrat în coliziune cu un vehicul cu tracțiune animală, condus de un localnic în vârstă de 73 de ani din Jibou. Vehiculul nu era echipat corespunzător pentru deplasarea pe timp de noapte. Atât șoferul autoutilitarei, cât și conducătorul vehiculului au fost testați cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ. În urma impactului, pasagera din căruță, de 68 de ani din Jibou, a fost rănită grav. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.